întotdeauna ne stabilim obiective astfel încât rezultatele obținute să vină în folosul fermierului, da? Pentru a-l ajuta în a produce fructe sănătoase, de calitate și pentru a avea o fermă eficientă, pentru că totul trebuie să fie și eficient și rentabil din punct de vedere financiar. Ferma are o suprafață de 50 de hectare de pomi fructiferi, 40 de hectare de prunci și 10 hectare de cireș. Activitatea de producere a materialului săditor pomicol are o vechime de 127 de ani, la fel cum avem aceeași 127 de ani de producere a materialului săditor viticol. În cadrul acestei ferme avem și producem și material săditor pomicol din toate speciile cunoscute: păr, măr, cireș, vișin, prun. Da? Este o zonă cu tradiție în cultura pomilor fructiferi. În ceea ce privește partea de cercetare, aici s-au făcut diferite studii asupra unor soiuri, asupra unor forme de tăiere, de tehnologii de cultură a pomilor fructiferi, fiind filială a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinare București, în atât în ferma pomicolă, cât și în cadrul stațiunii de cercetare viticole de la Pietroasa, studenții fac stagiile de practică la noi, se perfecționează, acumulează informații practice despre cultura pomilor fructiferi și ceea ce înseamnă comportarea lor în condiții climatice diferite. Aici avem un lot demonstrativ de arbuși fructiferi, unde sunt în jur de 100 de soiuri din diferite specii: mur, coacăz, afin, cătină. Ce avem nou aici sunt soiuri de smochin, de kiwi, de asimina, banana nordului, și de pomul de stafide. Sunt soiuri pe care noi dorim să le studiem, să le aclimatizăm și să vedem cum se comportă pentru a diversifica sortimentul actual de arbuși fructiferi.